Astăzi am ajuns și în comuna Târgșorul Vechi și vom sta de vorbă cu localnicii despre alegerile locale care se apropie, dar și despre cum ar trebui să arate cel care va fi ales în funcția de primar. Popular, vocabular, toate. Ce ar trebui făcut în comună după alegeri? Ce lipsește? Asta nu pot să spun eu ce lipsește. Băiat bun, pregătire, să aibă facultate, să aibă asta, să fie mulțumit despre toată lumea. Ce ar trebui rezolvat în comună după alegeri? Ce lipsește? Să-și termine ce-i de terminat până acum, și pare că a terminat pe ăsta. Și să se ocupe bine cu terenul de, la lume, de acasă, cu terenul de până comună, asfalt. Să nu fie corupt, să n-aibă probleme cu legea și să fie mai aplecat către alegători și după ce va fi ales, mai ales. Și după alegeri ce ar trebui rezolvat în comune? Ce lipsește? Nu prea știu prea multe. În primul rând, dovadă trotuarul ăsta, care e din toamna trecută pornit, și canalizarea ar mai fi pe străzi, că pe șoseaua principală deja e. Cam astea sunt. Pentru comună. Să fie și pentru noi, nu numai pentru ei. Gospodar? Gospodar, că cu cât e primarul de gospodar, așa arată satul de bine. Și după alegeri ce ar trebui rezolvat în comună? Ce lipsește? Păi ce să lipsească? Șansuri nu mai avem. La ajutor social foarte mulți oameni sunt cu grămada, dar dacă e un om bătrân aici, ăsta trebuie să plătească, om să-i facă. Că nu contribuie oamenii de la social să facă treabă și la... și la oameni bătrâni care este la poartă, nu în curte. Sunt Ana Stoica, iar mâine vom ajunge în comuna Brazi, unde vom afla care este profilul candidatului ideal la primărie.